Pacea Domnului! Mă bucur să putem avea din nou acest timp de meditație asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și astăzi vom privi la câteva versete din capitolul 8 din Ioan și cred că lucrul care mi-a venit în minte cel mai puternic atunci când am citit aceste două pasaje a fost cuvântul har și harul pe care ni-l arată Dumnezeu și vreau să vedem trei tipuri de har pe care le-am identificat în textele acestea și începem cu prima parte a capitolului 8, pasajul despre femeia prinsă în adulter, un pasaj pe care îl cunoaștem cu toții, când o femeie este adusă lui Iisus, o femeie prinsă în adulter și farisei o întreabă ce să facem cu această femeie, legea ne spune că ar trebui să o omorâm. Însă Iisus așteaptă, întrebările continuă să vină, iar întrebarea pe care, provocarea pe care o lansează Iisus este ca cel care nu are păcat să arunce primul cu piatra. Și cea mai evidentă forma harului pe care o vedem când oamenii se îndepărtează, nimeni nu o osândește, și Iisus îi spune, atunci nici eu nu te osândesc, mergi și nu mai păcătui. Este vorba de harul acesta prin care Domnul Iisus îi arată milă, iertare, nu se uită la starea de păcat în care se găsește femeia respectivă și prin harul pe care îl arată vedem și transformarea pe care acest har o aduce și harul de a nu mai păcătui, de a ieși din starea în care ne regăsim. Și cred că ne putem identifica cu toții în această categorie, o categorie a oamenilor păcătoși care au găsit harul în Iisus Hristos. O doua formă a harului pe care o văd aici este că în timp ce oamenii plecau, rușinați fiind de provocarea adresată de Iisus, spune aici că ei au fost mustrați de cugetul lor. În momentul în care s-au gândit, oare eu am păcat? Oare pot să o osândesc pe femeia aceasta, după cum îmi spune legea? Faptul că avem această mustrare în cugetul nostru, când ne gândim la păcatul nostru, cred că este un har. Este un har să poți să te pocăiești. Este o vreme de har în care putem să reflectăm asupra vieților noastre, asupra deciziilor noastre, asupra stării noastre spirituale și atunci când Duhul lui Dumnezeu ne mustră, consider că este o dovadă a harului lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Așa că este un moment prielnic să îi mulțumim pentru felul în care Dumnezeu ne vorbește și în ziua de astăzi. Continuând cu versetul 12 în jos, titlul subcapitolului se numește Iisus Lumina Lumii și în contextul în care cu un capitol în urmă s-a iscat un fel de dispută chiar între învățații vremii cu privire la dumnezeirea lui Iisus Hristos, vedem că Iisus vine și spune, eu sunt lumina lumii. Și aici cred că face referire și la o profeție pe care o găsim în Isaia, capitolul 9, în contextul unei
profeții despre prăbușirea lui Israel. În versetul 2 din capitolul 9 vedem scris că poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Și aici Isaia se referă la Domnul Iisus Hristos, care, despre care el însuși spune în Ioan, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nici de cum nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Aici nu vorbește despre un întuneric fizic, despre noapte, ci despre starea de păcat a națiunii lui Israel și despre starea de păcat a omenirii întregi până la urmă. Cine îl acceptă pe Iisus Hristos are parte de lumină, are parte de descoperire dumnezească. Și fariseii spun, bazat pe ceea ce Dumnezeu le recomandă, ca mărturia unui om să fie probată prin mărturia altor oameni. Și fariseii îl atacă și spun, tu mărturisești asta despre tine însuți, nu putem valida că mărturia asta este adevărată. Și Iisus le zice și Tatăl mărturisește despre mine același lucru și profeții mărturisesc despre mine același lucru. Însă Iisus le spune, nici pe mine nu mă cunoașteți și nici pe Tatăl meu nu-l cunoașteți. Dacă m-ați cunoaște pe mine, l-ați cunoaște și pe Tatăl meu. Aceasta este a treia formă de har pe care o regăsesc în pasajul acesta. Harul de a-L recunoaște pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Cel care ia păcatele lumii și care ne oferă salvarea. Faptul că ne naștem într-o familie credincioasă nu ne garantează harul acesta, sau faptul că ne naștem într-o familie necredincioasă nu garantează sau nu ne răpește ocazia de a experimenta acest har. Și așa cum în capitolele anterioare, în Ioan 6, versetul 44, spune, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Cred că este o formă de har din partea lui Dumnezeu de a ni se descoperi și de a vedea adevărata valoare a lui Iisus Hristos, care este lumina lumii, este acela care ne luminează viața, care ne face parte de cunoștința harului lui, de cunoștința voii lui și de tot ceea ce avem nevoie pentru a fi cu el o veșnicie. Așa că este o zi în care putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru diversele forme în care ne arată harul său și acestea sunt doar câteva dintre ele. Cu siguranță Dumnezeu are un mod infinit de a ne arăta harul lui, așa că vă provoc să-i mulțumim la finalul acestei zile lui Dumnezeu pentru harul său și pentru felul în care găsește cu cale să ni-l arate în fiecare zi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.